consecutivă în Liga 1. Da, așa este. Eu cred că meritam mai mult din acest joc. Au fost două reprize diferite. Una care, în prima în care Universitatea Craiova și-au creat mai multe situații de a marca, chiar au marcat un gol prin Bayram, însă a doua ne-a aparținut în totalitate. Am dominat practic a doua repriză. Nu mi-aduc aminte ca Universitatea Craiova să fie avut vreo situație doar pe anumite contraatacuri. Suntem frustrați, nemulțumiți de rezultat, pentru că puteam pleca cu un rezultat de egalitate. Cui ați pune așa responsabilitatea pe acest gol primit? Pentru că am văzut acolo Tamaș, Armaș, doi jucători cu experiență, Tamaș certându-l pe Popa, cine are vina? Eu. La cal. Eu, da, eu. De ce? Pentru că probabil că n-am exersat foarte bine sau foarte mult la fazele fixe. Trebuia să fiu mai atent și să... Da, se întâmplă, numai că este al doilea joc consecutiv în care primim gol din fază fixă și mă deranjează, dar o să încercăm să remediem acest lucru, pentru că deja se întâmplă la fiecare joc și, sincer, nu-mi convine. Adică vorbim de responsabilitate și... Dar v-am spus, la fotbal se întâmplă, mai greșesc și jucătorii, mai greșim și noi, și staff-ul, și toată lumea, dar... Important este că am arătat bine astăzi. Am arătat bine. Am jucat cu Universitatea Craiova, o echipă care se bate la titlu. În a doua repriză, eu cred că am jucat de la egal la egal cu o echipă care se bate la titlu. Și asta mă bucură, pentru că am declarat și îmi susțin ceea ce am spus, că suntem o echipă care este în greu de învins. Dar, încă o dată, am făcut un joc bun. Îmi pare rău, așa că puteam pleca cu un rezultat de egalitate și... V-ați fi dorit mai multă inspirație acolo în atac? Da, e greu când joci cu Universitatea Craiova, au jucători de calitate, clar, și fundașii centrali lor sunt foarte al lor, sunt foarte puternici, jucători foarte buni, de-aia sunt unde sunt și pe merit. Chiar sunt o echipă care mie îmi place foarte mult. Am spus-o înainte de joc că sunt cea mai în formă echipă și ăsta este adevărul și ca rezultate și ca joc, poate alături de FCSB, dar iau mai multe goluri marcate, dacă nu mă înșel, în ultimele jocuri. Da, păcat că puteam scoate mai mult din acest joc. Tamaș a declarat nemulțumirile legate de conducerea clubului, de acele promisiuni neonorate. Credeți că și acest lucru poate l-a făcut așa să nu se concentreze la meciul de astăzi? Nici nu se pune problema. Eu îl cunosc foarte bine pe Gabi Tamaș. Eu am mare încredere în el. La Gabi orice antrenament, orice joc amical, oficial, îl tratează cu mare, mare seriozitate și responsabilitate și chiar mi-a plăcut cum a jucat astăzi, a jucat foarte bine. Apropo de Tamaș, v-aș mai întreba și așa, o situație delicată, dacă puteți să ne confirmați dumneavoastră sau nu. S-a vorbit de faptul că în seara de înviere Gabi ar fi fost la o petrecere în... Exclus. Înaintea meciului. Nu, exclus. Am stat în cantonament. Au fost 5 jucători care au vrut să meargă să ia lumină. Am fost de acord, dar la ora 1, ceva de genul... Gabi nu era printre ei. Nu, bă da, și Gabi. La ora 1 au fost la hotel. S-a vorbit de faptul că ar fi fost la o petrecere? N-avea cum că eram în cantonament. N-avea cum să fie la petrecere dacă nu eram în cantonament. Vă mulțumesc!